Pacienții care sunt victime ale malpraxisului medical au posibilitatea să-și facă dreptate în instanță, însă de cele mai multe ori sunt ezitanți când vine vorba să-și ceară drepturile. Pe deasupra, vinovăția unui cadru medical acuzat de malpraxis nu este ușor de dovedit, deoarece aceștia sunt cercetați de alți colegi, medici la rândul lor, fapt ce ar putea pune la îndoială obiectivitatea acestui organ de control. Pacientul poate primi despăgubiri în funcție de prejudiciul care i-a fost creat, în funcție de afecțiunea suferită și cât de urgentă a fost starea sa. Despăgubirile care se acordă ca sumă globală, cu caracter viager sau temporar, pot fi extinse de instanță în cazul în care pacientul este ulterior încadrat cu grad de handicap în urma problemelor suferite. Pe lângă obligarea personalului medical, autor al erorilor medicale generatoare de prejudicii, la plata unor sume de bani cu titlu de daune materiale și morale, se poate trage la răspundere și unitatea medicală de stat sau privată, aceasta din urmă ca parte responsabilă civilmente, potrivit sursei bihon.ro. În ceea ce privește verdictul referitor la culpa medicală, acesta aparține doar teoretic judecătorului, pentru că soluția se bazează aproape în totalitate pe concluziile celor de la medicina legală și pe deciziile colegilor de medici. Cu alte cuvinte, doctorilor li se cere să aprecieze dacă colegii lor au greșit.